Salutare, prieteni, și bine am găsit la un nou episod de Spin Tires. Suntem cu al nostru Dogi și încercăm să mai descoperim zone noi pe aici. Ideea e că sunt cam îndepărtate și în zona asta s-a produs o mare, mare nebunie, și anume asta. Am încercat să vin să scot jeepul de aici din apă și am căzut cu asta peste el. Numai că mă întrebați pe mine cum am reușit chestia asta, e greu de explicat. Pentru că am încercat să trec podul cu asta ca să pot să trag din partea cealaltă, iar podul ăsta cred eu că este băguit, și anume dacă te pui pe el, chiar dacă merge foarte încet și foarte, foarte drept, aluneci cumva în rău. Și cam asta s-a întâmplat și cu a mea mașină de salvare. În schimb, am mai am pe cea mare, dar nu vreau să mă mai risc. Hai să descoperim, clocking-urile și după aceea mergem la garaj să deblocăm și le teleportăm direct acolo, pentru că nu prea avem ce să mai facem. Ca să ne la clocking, va trebui să mergem pe aici pe față, după aia pe aici, pe podul ăsta și după aia la clocking, dar vedem pe unde e. Bun, hai să mergem până acolo. Am văzut că seria este foarte, foarte, foarte apreciată. Multora dintre voi chiar le-a plăcut episodul de Spin Tires. Păi, o să vedeți că și mie Spin Tires îmi place la fel de mult ca și farming-ul. Și chiar mi-ar place să facem o serie, să apare cu un episod pe zi. Sau dacă nu, cel puțin una în 2 zile, sigur să apară de Spin Tires. Pentru că jocul îmi place și e o adevărată aventură să încerci să treci prin tot norul ăsta cu mașinile astea. Și ideea este ce mașină îți alegi, pentru că dacă îți alegi mașina nepotrivită în momentul nepotrivit, e mai greu să treci mapa, pentru că dacă rămâi fără nicio mașină și fără garaj, cam ăla e sfârșitul mapei. Și mă uitam pe mapă și când am văzut că mai trebuie să trecem mai rău, mă gândeam că să avem iar un pod din acela băguitul și să rămânem blocați. Avem noroc cu mașina asta că suportă apa adâncă. Dacă nu rămâneam de mult blocați în apa aia. Și aici văd că e un pom pe drum. Problema la pom este ăștia micii care sunt lăsați pe drum. Se pot băga pe mașina ta și bloca și îți pot da damage constant, adică nu poți să scapi de el și mașina ta se va strica automat fără a putea face absolut nimic. Știu că am pățit-o pe o hartă când testam să văd ce map aleg și avea chestia asta cu foarte mulți pompi lăsat așa la întâmplare pe drum. Și cum vă spuneam, pomii ăștia chiar dau damage, nu să uităm. Și trecând cu mașina peste unul, a rămas agățat de mine și pur și simplu dădea damage la mașină fără să pot să-i mai fac ceva. Am mai ajuns la un clocking point, nu? Și am deblocat o parte serioasă, serioasă din mapă. Clocking-ul ăsta de aici mă interesa. Dar ca să ajungi la el, cred că pe aici, pe undeva. Și aș putea să deblochez, cred eu, și mașinile de aici. Știți ce? Hai să facem nebunia asta. Deci o să mergem pe aici. Așa. Până aici, după aici la garaj. Așa. Aceea pe undeva pe aici să ajungem. Aici și în jos, așa. Nu știu dacă este drumul, dar ceva de genul. Și hai să-l pun puțin mai aici și unde se termină, să-mi dau seama că acolo este oricum. O să-l metăm pe harta. Hai să mergem pentru acolo. Norocul ăsta este că mașina să se mișcă destul de repede, dar văd că s-a cam boțit în mod. Da, puțin. S-a boțit puțin în mod.
dar nu e foarte afectată la partea mecanică. Ceea ce e bine, putem să mergem cu viteza maximă până acolo. Și dacă vă jucați jocul ăsta, vă recomand neapărat să jucați cu un volan. E de 10 ori diferența față de tastatură. Adică, uite, volanul să cutezi cum vreau, tastatura cutește puțin, puțin mai greu și durează până își revin la loc. Și de aici? A, în față și la stele. Okay. Și am ajuns la garaj, dar ca să-l deblocăm va trebui să venim cu patru puncte și anume ne va trebui un trailer de acela mare să vi-l arăt eu când va fi cazul să deblocăm garajul și cred că chiar în episodul ăsta o să-l deblocăm. O să mă îndrept într-acolo să văd dacă reușesc să deblochez mașina. Dacă nu reușesc, o să mă duc să deblochez garajul. Cel mai ok lucru cred că asta ar fi. Plus că încep să mi se strice mașinile și nu am unde să le repar. Așa că va trebui să deblocăm garajul acela. Dar până atunci, să vedem dacă putem să le deblocăm cu Chevrolet-ul nostru. Doamne, ce drum e pe aici. Bun, mașinile sunt acolo jos. Pot să ajung acolo? Nu pot pentru că sunt mai bușteni. Deci va trebui să urmez un drum. Bun, ok. A, e ok că o să mergem la clocking. Cred că așa ceva va trebui să facem. Hai să vedem. Va trebui să deblochez clocking-ul ăla și după aceea să mă duc după ele. Da, cât îmi place când e de viteză așa și trece peste orice. Ador mașina asta. Era să zic că am mai găsit o mașină, dar eu o remorcă ceva. Și clocking-ul nostru ar fi... A, într-acolo. Ușor, nu vreau să demez de la copacul acela. Bun, și hai să ne deblocăm mașina și clocking-ul în același timp. Bun, am deblocat clocking-ul și am deblocat și mașinile, cred eu. Va trebui să merg pe marginea râului ca să ajung până acolo. Ok. Deci aparent aș putea să ajung și cu mașina aceea mare. Dacă nu pot cu asta, va trebui să aduc aceea ori să le resetez la garaj. Le văd acolo. Bine, de fapt decât una mai văd pentru că una e total sub apă. Va trebui să întorc eu aici ca să pot să tractez. Partea nasoală este că mașina aia e mare și grea. Iar asta e mică. Dar vom încerca. Hai să lăsăm pe accelerație și să tragem. Ah, frate, bun. Am fi de dacă acum aș putea să mă mai cuplez și eu de alt pol la rândul meu. De aici cum arăt. Nu, nu pot.
E greu, e foarte greu să reușesc să o trag de acolo. Și pe aici cred că nu am nicio șansă să o trag. Dar se pare că ușor, ușor se mișcă mașina. Haide, haide. Bun, s-a pus pe roți. Dacă ești da, cu accelerare. Bun, accelerează și ea. E ok, hai. Așa de mers nu e bine. Nu vreau să cotească. Ok, hai să încercăm. No, e grea. E grea manevra să reușești să scoți de acolo. Dacă ne mutăm noi în ea. A, are frâna de mână trasă. Da. Să încercăm să ne conectăm la viitor. Deci. Nu, nu. Mai rapid, mai. De ceva, deci. Hai. Sus. Bun, atât. Rămâi aici, bun. Rămâi. Perfect. Acum să dăm pe asta și să vedem dacă am putea noi să agățăm cumva. Deci, bun. Accelerarea. Dăm așa. Și hai să tragem. Hai. Nu. Nu merge și ne-am afundat foarte mult aici. Hai să ne mutăm noi de aici. Ne mutăm puțin mai așa. Pentru că acolo e și malul foarte mare. Nu că am putea să tragem încoace. Să trag cu partea asta. Mă atrage spre ea. Dacă trag cu asta nu e bine. O să tragem așa. De aici. Și să îi dăm noi viraj. Către dreapta. Ne lasă-l pe auto și hai. Nu, nu e bine. Mai încercăm o dată și dacă nu reușim, plecăm de aici, nu avem ce să le facem. Dar trebuie să venim cu mașina cea mare. Bun, hai să mai încercăm o dată. Acoplăm de aici, aici. Dăm pe tragere și hai. Poate reușim așa ceva. Trage, hai. Noi, dacă reușim să rămutăm în ea și să scoatem frâna de mână, ar fi cel mai perfect. A, i-a murit motorul. Dar nu e ok pentru că când noi o tragem, mi se pune frâna de mână. Cred, dacă nu mă înșel, că mi se pune frâna de mână. Nu vreau
Nu vreau, pur și simplu să vină după mine și să putem să o scoatem de acolo. Na, nu reușim. Nu reușim. Avea să încerc totuși la cealaltă, dacă am putea să o scoatem pe cealaltă de acolo. Na, nu mai încercăm nimic. Am pierdut jumătate de episod de încercăm să o scot. Nu o să mai stau acum să mă chinui. Avem aici un garaj de trailer. Serios? Oh, avem un garaj trailer tocmai aici. Dar ca să ajungem la el, va trebui să... Aici de ce a rămas negru? Bine, nu asta e important. Ca să ajungem la el, va trebui să venim cu asta, să venim pe aici, până aici. Și să ne ajutăm de cealaltă. Hai, ok, hai să facem asta. Numai că eu din câte observ, la asta nu am punte în spate ca să pot să leg. Și la asta am. Stai. V, cinci trac. Nu merge așa. Nu uităm așa. Nici la asta nu am. Ok. Hai să mergem până la el atunci. Sau o să mă teleportez? Ok. Vrem acolo să ținem drumul drept, iar de acolo să-l vedem în față. Și mi se pare că e cu cublaj, nu e cu tras. Hai să mergem rapid până acolo. La loc cu camera aia. Păcat că nu am reușit să scoatem mașina aceea de acolo. Va fi o bătaie de cap, cel puțin. Cred că nici cu cea mare nu o să prea putem să facem mare chestie. E foarte greu să le scoți de acolo. Pe cea roșie, să zic că o scoți foarte ușor, pentru că e ușoară, dar cea mare e și grea și acolo este și foarte avariată. Și mai e și pod acela mic care nu prea poți să faci nimic pe el. Trebuie să colești toată harta ca să ajungi la el decât să treci pe el. Mă gândesc că urmă cu cea mare am putea să intrăm prin apă, să le scoatem prin apă tărâși. Ar fi mult mai ușor. Dar da, garage trailerul ăsta e cu... zice de pe cuplea și pe cărlig. Și noi nu avem absolut nicio mașină ca asta. Adică mă gândesc că asta nu are așa ceva. Văd că ar... Hai să încercăm. Văd că ar avea o gaură acolo în spate de ceva, dar... Nu prea îmi dau seama dacă... E chiar așa. Anul, așa pot să o târg. Nu vreau să. Puțin mai în față. Și mai așa. Dăm advance. Și avem. Se resurs, nu avem de cuplaj. Numai dacă vrem să o retractăm, dar nu cred că merge. În principiu ar merge tractată, doar că nu și cotită. Dacă am putea să tractăm de cârlig, de trățat de acolo. Dar nu merge. Nu. Nu trebuie să facem chiar nimic. Sunt curios de o chestie. Mașina asta galbenă. N-am putut să mai vedem acum. Nu știu dacă avea sau nu avea cuplaj de trailer pentru garaj.
Și singura metodă ca să facem treabă va trebui să luăm păsările, să-l ducem până acolo la garaj. Deci nu ai cum să ții un garaj dacă nu e pe cel de pe hartă, am înțeles acum. Asta nu are. Asta în niciun caz nu are, nu? Sau? De puțin înainte, vreau să ies cu ea la apă să văd. Băi, ar avea cuplaj. Asta ar avea cuplaj pentru așa ceva. Departez zona aceea. E relativ, să zic, aproape și drumul e relativ destul de ok, adică de bun. Și oricum noi va trebui să mergem până acolo ca să le salvăm pe alea. Deci, hai să facem nebunia asta. Hai, să vedem bătaie, apoi lumina ca să vedem și ceva. Și holy fan, cred că facem asta, o să mergem până acolo. Văd că asta și-a destul de ușor damage și văd că chiar nu rezistă la apa, adică și la apele astea mici îmi zice că e adânca apa. În schimb, mi se pare foarte masiv, adică trage foarte bine. Să vreau neapărat, neapărat să ajungem până acolo, sunt chiar curios dacă pot să cuplez acel trailer de asta. Că dacă am reușit nebunia asta, am putea debloca garajul. De la garaj ne-am putea cumpăra de acolo ceva ca să dăm, să zic, viață mașinilor și am putea să le scoatem de acolo. Pe cealaltă și știu sigur că o să scot, cel puțin cu asta o să pot să scot foarte ușor. Iar pe cea galbenă e mai greu, că a scăpat de tot în apă și este și foarte grea. Ne ajută camera asta aici? Nu ne ajută absolut deloc. Bun, sper să nu o comitem. Și nu știu ce merg din tastatură. O, li fac cu damage, am luat la faza aia. Am luat damage, cred că peste 50, numai din căzutul acel de fapt. Adică din dâmbul acela. Și de aici unde? Sunt la bifurcat, o trebuie să facem stânga aici. Ok. Și să mergem acum. Știu drumul acum. Îmi lași asta aici. Sper să nu se nece mașina asta. Ia. Chiar sunt curios. Știu că zice Dangerous Water la apă foarte mică de pe aici. Văd că nu mi-a mai zis. Îmi place sunetul care scoate, zici că e fantom. Și adevărul e când vezi o de asta pe drum, chiar că zici că vine un fantom, parcă de moare. Nu știu dacă pot să blochezi pe asta noroi sau ceva. Trebuie să ai foarte mare grijă că bara din față se bușește foarte, foarte ușor și ții foarte mult damage. Dar uite cât de frumos trece până apă, doamne. Ușor. Bun, și mai avem foarte, foarte puțin. Nu? Stai. Da. E chiar în față. Dar că va trebui să mergem foarte ușor pe aici. Bun. Și văd trailerul. Ok. Hai să mutăm pe... Să mutăm pe aia de acolo. Bun, hai să o lăsăm pe aici, pe undeva. Ok, rămâne aici. O să ne mutăm asta. Și partea cea mai grea vine acum. Întors. Mașina asta are o direcție
atât de proastă încât nu vă vine să credeți. Și mai prost că este noapte și sper că la mine pe video să vadă ceva. Bun, hai că nu știu să-mi duc destul de rapid. Mai trebuie să văd la manevră ca să vină perfect acolo drept. Hop, cred că am ajuns. Nu prea pot să văd. Mai înapoi puțin. Stop. Dăm pe advance și... Da. Avem decuplaj. Și chiar am cuplat. Și nu mi se cred că luăm cu asta mare remorca de garaj, adică garaj 3. Și va trebui să mergem cu el tocmai până acolo. Ok, cel mai bun drum să mergem până acolo e pe cel care am venit, adică pe aici. Ok, și ajungem până la garaj 3. Până la garaj. Ok. A fost destul de bun drumul până am venit, deci pe acolo să mergem. Dar vom face toate astea în episodul următor. Eu am fost Rubica și v-am salutat. Pa, pa!